O fermă de rezervație naturală din Zasavica se află la vest de Belgrad. Ea păstrează secretul rețetei cele mai scumpe brânze din lume. Prețul acestei specialități preparate din lapte de măgăriță poate ajunge la 1260 de euro kilogramul. Nu credeți? Priviți videoclipul până la final și vedeți din ce motiv este atât de scump. Raritatea acestui lapte și dificultatea procesului de producție a brânzei face ca acest aliment să fie exclusivist. Pentru prepararea unui kilogram de brânză este nevoie de 25 de litri de lapte, iar o măgăriță produce doar 20 de litri de lapte pe an, cam aceeași cantitate cât produce o vacă obișnuită pe zi. În această fermă s-a produs prima brânză din lapte de măgăriță din lume. Este cea mai scumpă de pe lista brânzeturilor, cu peste 1000 de euro kilogramul. Mulți au încercat să copieze rețeta, dar nimeni nu a reușit până acum. Dintre cele 190 de măgărițe crescute la ferma din Zasavica, dintr-o rasă autohtonă din Balcani, doar 20 dintre ele sunt disponibile pentru a da lapte și sunt mulse manual. Caracteristicile acestui lapte ca și proces de producție sunt deosebit de dificile. Atunci când s-a hotărât să producă astfel de brânză, directorul firmei s-a consultat cu mulți specialiști în domeniu. Toți ca unul i-au spus că este imposibil. Până la urmă, el a recurs la un specialist sârb în produse lactate, care a reușit să obțină formula adecvată pentru a produce brânză de lapte de măgăriță. Secretul este în adăugarea unor aditivi și completarea cu până la 40% de lapte de capră. În orice caz, proporțiile exacte ale rețetei sunt un secret absolut. Laptele de măgăriță are între 0,5 și 1% grăsime și nu conține caseină, substanța proteică care ajută să coaguleze laptele. Rezultatul? O brânză albă și moale care poate fi păstrată timp de 6 luni. Inițial, laptele a fost folosit pentru realizarea de produse cosmetice, săpunuri și creme de întinerire. De asemenea, regina egipteană Cleopatra se scalda în laptele de măgăriță pentru a-și menține pielea tânără. Compoziția sa este specială, iar brânza foarte spornică. 50 de grame sunt suficiente pentru 10 persoane. Brânza se vinde în pachete de 50 de grame la prețul de aproximativ 60 de euro, direct de la fermă sau online. Ferma poate produce 50 de kilograme pe an de brânză de măgăriță, însă deocamdată se vinde aproximativ 4 kilograme pe an, iar cumpărătorii sunt de obicei turiștii străini care trec pe la fermă. Laptele de măgăriță este un miracol al naturii, un produs incredibil și prețios fiind singurul care se apropie ca proprietăți de cel matern. Nu necesită fierbere deoarece nu conține bacterii. Acest lapte are de 60 de ori mai multă vitamina C decât cel de vacă. Este bogat într-o mulțime de vitamine, minerale și proteine. Lista proprietăților sale este numeroasă. Întărește imunitatea, revitalizează organismul, este un remediu împotriva bronșitei și a astmului infantil. De asemenea, mai este ideal pentru femeile la menopauză. Prieteni, ați avut vreodată ocazia să gustați astfel de lapte? Dacă da, atunci povestiți în comentarii cum v-ați simțit. Ați întinerit cu câțiva ani? Cu voi a fost Ion și cred că v-am adus o informație utilă pentru astăzi. Eu v-am cuprins și vă doresc să fiți sănătoși. Pa, pa!